Conform datelor făcute publice de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, până în data de 18 octombrie în județ au fost administrate peste 211.000 de vaccinuri anticovid. Dintre acestea, aproape 114.000 reprezintă prima doză, ceea ce înseamnă 25,78% din populația județului eligibilă pentru vaccin, adică persoane cu vârsta de peste 12 ani. 86.986 de hunedoreni și-au făcut și a doua doză, iar peste 10.000 și pe cea de-a treia. Cea mai mare rată de vaccinare din județ este în municipiul Deva, de 35,37%. Creșteri mari privind ritmul de administrare al dozelor înregistrându-se la centrul drive-thru. În condițiile în care rata de incidență de COVID-19 în județ este de câteva zile de peste 6 la 1.000 de locuitori, autoritățile recomandă populației să se vaccineze. Să se vaccineze toată lumea care nu s-a vaccinat până acum. Într-adevăr, există un trend crescător și îl observăm și la drive-ul de vaccinare din Deva. Chiar s-a dublat numărul persoanelor care vin să se vaccineze. Într-adevăr, există și un pericol major datorită faptului că avem o incidență mare la nivelul județului Hunedoara. Dacă Deva este pe primul loc la vaccinare în rândul municipiilor, lider la acest capitol la orașe este Hațeg cu 30,36%, iar în rândul comunelor Peștișul Mic cu 31,48%. La polul opus, cea mai slabă rată de vaccinare în municipii se întâlnește la Vulcan, de doar 22%, la orașe la Giurgiu cu 18,78%, iar la comune Lunca Cernii de Jos cu doar 5,75%.